În legătură telefonică directă cu noi este Gheorghe Falcă, europarlamentar al Partidului Național Liberal. Bună dimineața, vă mulțumesc pentru intervenție. Bună dimineața. Domnule Falcă, cum vedeți acest proiect, iată, de ordonanță pe care îl elaborează guvernul? Știm că discuția este deja data, de fapt, de câteva zile din cadrul coaliției de guvernare. Dați cumva liber la traseism politic. Ordonanța de urgență are o logică a ceea ce înseamnă nevoia de comasare a celor două alegeri. Dar ca să dai drumul la traseism politic nu are sens, pentru că primarul care candidează pe aceeași funcție rămânea în funcție și dacă pierde alegerile până în septembrie sau câștiga și rămânea tot pe funcție. Nu sună bine acest pasaj din ordonanța de urgență. Dar de ce oare să facă până la urmă și partidul din care proveniți dumneavoastră și Partidul Social Democrat să-și dorească acest traseism politic? Da, nu există decât un singur răspuns. Se bazează pe un număr de primari care vor trece la partidele aflate la guvernare. Mm-hmm. Și de unde, de exemplu, dumneavoastră PNL, de unde intenționați să luați oameni? Inclusiv din AUR, cum am văzut că sunt dispuse alte partide. Bun, AUR nu are administrație locală. Nu cred că AUR este o resursă în acest moment. Eu cred că era mult mai bine dacă nu exista această aprobare a traseismului politic, pentru că era o situație a normalității să nu existe acest traseism politic. Da, și o să vă rog să rămâneți cu noi pentru că vrem să dăm și materialul următor despre viitoarea vilă care s-ar pregăti pentru președintele Klaus Iohannis. RAPPS a venit cu prima reacție în scandalul acestei vile. Nu sunt mari lămuriri, dar aflăm că până acum s-au cheltuit doar 2 milioane de lei pentru renovare, nu spun însă cei de la RAPPS cât vor mai cheltui și contractul, potrivit unor surse, este secretizat. Regia Autonomă Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat a venit cu un comunicat mai mult de ochii lumii, în care nu spune nici valoarea totală a proiectului și nici cine este destinatarul și nici de ce este secretizat contractul. Planurile, simulările și imaginile interioare vehiculate în spațiul public nu corespund documentației avizate, fiind rezultatul unor simple speculații. Sumele plătite pentru lucrările executate până la data prezentei sunt în cuantum de 2.100.000 de lei. Raportat la suma inclusă în contractul de execuție lucrări, precizăm că aceasta reprezintă valoarea maximă a lucrărilor, plățile aferente urmând a fi efectuate pentru lucrările real executate, arată RAPPS. Și cam atât, un fel de ridicat din numeri, așa cum fac și Ciucă și Ciolacu. Eu, cu președintele României, da? Nu am avut nicio discuție cu privire la viitoarea locuință a domniei sale, după ce nu va. Președintele României nu m-a sunat și nu mi-a cerut spațiul locativ sau să aprob vreun ban pentru vreo clădire din București sau din România, care va deveni reședința președintelui după ce își termină mandatul. Nu am niciun fel de date și de aceea nu aș vrea să speculez. Iar ceea ce vă pot spune cu adevărat este faptul că, într-adevăr, nu există niciun fel de solicitare și cred că, într-un final, președintele poate să facă o solicitare sau poate să nu facă o solicitare pentru o casă. Însă, într-o singură voce, toată lumea anunță că nu sunt bani de la buget. Lucrarea ce urmează a fi executată la imobilul în discuție face parte din strategia de consolidare și conservare a patrimoniului statului și este finanțată exclusiv din fondurile proprii ale RAPPS, nefiind accesate fonduri bugetare, anunță regia de administrare a patrimoniului. Niciun ban de la bugetul statului nu a fost investit. Sunt din venituri proprii, au hotărât și nu este singura clădire să facă aceste investiții. Ceea ce vă pot spune este că am întrebat la Secretariatul General al Guvernului este faptul că aceste sume prin care se reabilitează diferite edificii ale RAPPS nu o fac din fonduri guvernamentale, ci o fac din fonduri proprii.
Așadar, domnule Falca, ați urmărit acest material împreună cu noi și care e poziția dumneavoastră? Vedem că RAPPS, după tot acest scandal public, refuză să facă publice datele despre ce înseamnă această investiție, despre cât se va mai investi în această vilă de pe Bulevardul Aviatorilor din Capitală. În primul rând, trebuie să eliminăm suspiciunea că această vilă a fost începută, reabilitarea ei, la solicitarea președinției. Ceea ce nu este adevărat, președinția nu a solicitat o astfel de vilă. În al doilea rând, în momentul în care până acum s-au cheltuit doar 400.000 de euro, mă îndoiesc că se va ajunge la o cifră care a ajuns în mass media la valoare de 7 milioane de euro. Eu mă aduc aminte că și în urmă cu 10 ani se discuta, nu știu, de vila Lac, nu știu ce număr, pentru președintele României de atunci și finalul a fost că nu a ajuns președintele acolo, ci a ajuns o ambasadă în vila respectivă. Eu cred că responsabilitatea RAPPS-ului este de a-și consolida și a-și menține patrimoniul și cred că o comunicare mai rapidă era mult mai eficientă pentru societatea civilă. Da, vom vedea până la urmă pentru ce se cheltuie acești bani și cine se va muta până la urmă în această vilă, cine va fi persoana norocoasă sau instituția norocoasă, dacă vorbim de o ambasadă. Vă mulțumesc pentru intervenție, domnule Gheorghe Falca, europarlamentar.